v-am găsit, dragi copii, elevi ai clasei întâi. Sunt Lacoșneana Leona și astăzi voi fi învățătoarea voastră. Melodia frumoasă ne-a invitat la o nouă lecție de matematică. De aceea vă rog să vă așezați comod, dar corect. Vă mai amintiți ce am învățat la lecția precedentă? Exact! Am învățat să creiem și să rezolvăm exerciții de adunare. Vă propun să ne amintim. Creați exerciții corespunzătoare imaginilor. Câte fructe sunt în total? Exercițiul corespunzător este 4 plus 3 este egal cu... Sunt sigură că știți și răspunsul, dar vreau să verific cu ajutorul riglei. Pornesc de la 4, primul termen, și fac 3 salturi spre dreapta, unde numerele sunt mai mari. Deci, 4 plus 3 este egal cu 7. Creați exercițiu prin care veți afla câte baloane sunt în total. 4 plus 4 este egal cu 8. Să verificăm. Vă propun mai întâi o gimnastică matematică. Răspundeți rapid. Numiți numărul căruia îi corespunde descrierea dată de mine. Cine este predecesorul lui 5? 4. Succesorul numărului 2? 3. Predecesorul numărului 7? 6. Cel mai mic număr par? 2. Numărul care are vecinii 4 și 6? 5. Cel mai mic număr impar? 1. Numărul impar mai mare decât 6 și mai mic decât 9. 7. Fiecărui număr îi corespunde o literă. Ordonați crescător aceste numere și stabiliți cuvântul cheie al lecției de astăzi. Ați descoperit? Adevărat! Cuvântul cheie este scădere. Deci, astăzi la lecție, copii, vom învăța despre operația de scădere. Vom învăța care este semnul acestei operații aritmetice și cum se scriu exercițiile de scădere. Priviți atent imaginile. Câte păsări sunt pe imagine? Exact, 6. Priviți atent și îmi spuneți ce s-a schimbat. Aveți dreptate, una dintre acestea a zburat. Dragii mei, după cum v-am spus și data trecută, în viața de zi cu zi voi întâlniți diferite situații când numărul obiectelor, ființelor se modifică. Crește, adică este mai mare, sau invers, descrește, adică devine mai mic. Aceste schimbări voi le puteți observa cu ochiul liber. Fiindcă suntem la lecția de matematică, astăzi vom învăța cum scriem cu ajutorul numerelor și simbolurilor situațiile în care numărul corpurilor descrește, se micșorează. Fiți atenți cum voi nota. La început, pe hrănitoare, erau 6 păsări, de aceea scriu 6. Ulterior, una a plecat, a zburat. Copii, atunci când numărul inițial descrește, se micșorează, devine mai puțin decât la început, folosim semnul minus. Deci, după numărul 6, voi scrie 1. De ce 1? Pentru că o pasăre a zburat, nu 2, 3 sau mai multe. Am obținut un exercițiu care arată o acțiune. Acest exercițiu trebuie finalizat prin a răspunde la întrebare. Câte păsări au rămas? Deci, scriu egal cu 5. Acum sunt 5 păsări. Citesc exercițiul obținut. 6 minus 1 este egal cu 5.
privit cele două desene. Ce ați mai observat? Exact, din cele 6 piere pe care le avea în coș, Aricica a mâncat o pară. Să scriem exercițiul ce corespunde acestei situații. 6. Numărul de piere de la început, minus semnul care arată că numărul de piere s-a micșorat, a devenit mai mic. 1. Numărul de piere mâncate de Aricica, egal semnul care arată că scriem răspunsul. Citesc, 6 minus 1 este egal cu... Cum credeți? Care este numărul pe care îl scriem după semnul egal? Bravo! Scriem 5. De fapt, în coș, acum sunt 5 pere. De acest lucru, vă puteți convinge dacă veți număra perele din coș. Luați aminte! Semnul care indică că numărul inițial de obiecte sau ființe se micșorează, descrește, este semnul minus. Iar exercițiile obținute sunt exerciții de scădere. Analizați imaginea și răspundeți la întrebări. Câți căței sunt în curte? Aveți dreptate. 6. Câți dintre ei au plecat? Ați numărat? Exact. 1. Sunt curioasă să aflu câți căței au rămas. Pentru a calcula mai ușor această situație, o putem reprezenta cu ajutorul cerculețelor. Desenăm 6 cercuri. Fiindcă un cățel a plecat, barăm, tăiem cu o linie ultimul cerculeț. Cum credeți ce exercițiu vom scrie? 6. Câți erau de la început? Minus 1 care a plecat este egal cu 5 căței rămași. Bravo! Trebuie să știți că la scădere ca și la adunare, fiecare număr are un nume. Primul număr din care se scade se numește descăzut. Al doilea număr pe care îl scădem se numește scăzător. Rezultatul scăderii se numește diferență sau rest. Deci, 5 este diferența numerelor 6 și 1. Vă propun în continuare să scriem exerciții ce corespund situațiilor reprezentate în desene sau reprezentări. Priviți atent imaginea. Câte banane avea la început Miruna? Câte a mâncat? Câte banane i-au rămas? Dacă ați răspuns corect la aceste întrebări, veți putea scrie corect exercițiul de rezolvare prin care aflăm câte banane i-au rămas Mirunei. 4 minus 3 este egal cu... Înainte de a scrie rezultatul, vă propun să reprezentăm acest exercițiu cu ajutorul cercurilor. Fiindcă inițial au fost 4 banane, voi desena 4 cercuri. Pentru că 3 dintre ele au fost mâncate, voi elimina 3 cercuri, marcându-le cu o linie oblică. Numărați câte cercuri au rămas. De fapt, 1 este și răspuns la acest exercițiu. Scriu rezultatul. Vă mai amintiți cum se numește numărul din care se scade? Exact! Descăzut! Bravo copii! Sunteți isteți și descurcăreți! Creați un exercițiu prin care veți afla câți clovni au rămas pe arena circului. Dacă inițial erau, bine ziceți, 5, iar dintre aceștia au plecat, exact, 2. 5 minus 2 este egal cu, sunt convinsă că unii dintre voi deja știu răspunsul,
Totuși, mi-aș dori să reprezint acest exercițiu. După cum ați și numărat, 5 minus 2 este egal cu 3. Vă mai amintiți cum se numește numărul care se scade? Exact, scăzător. Creați un exercițiu prin care veți afla câte pisici au rămas să se joace dacă inițial au fost. Bine ziceți, 8, iar dintre acestea au plecat exact 2 pisici. 8 minus 2 este egal cu, să reprezentăm acest exercițiu, după cum ați și numărat, 8 minus 2 este egal cu 6. Vă mai amintiți cum se numește rezultatul operației de scădere? Exact, diferență sau rest. Să calculăm exercițiile propuse, observând și reprezentările lor. Cine știe care este rezultatul primului exercițiu de scădere? 6 minus 2 este egal cu 4. Cine știe care este rezultatul celui de-al doilea exercițiu de scădere? 6 minus 3 este egal cu 3. Care din numerele din aceste două exerciții reprezintă descăzutul? Sper că ați identificat corect 6 și 6. Care din numerele din aceste două exerciții reprezintă scăzătorul? Corect, 2 și 3. Care din numerele din aceste două exerciții reprezintă diferența? Sper că v-ați dat seama, e vorba de 4 și 3. Creați un exercițiu prin care veți afla numărul de mere rămase. 7 minus 3 este egal cu... Vă rog să nu vă grăbiți cu răspunsul. Vă propun să folosim rigla pentru a afla sau a verifica răspunsurile următoarelor exerciții. Fiindcă am descăzutul 7, pornesc de la 7. Pentru că scad 3, fac 3 salturi spre stânga, unde numerele sunt mai mici. 1, 2, 3. În dreptul cărui număr s-a oprit numărătoarea? 4 și este rezultatul acestui exercițiu de scădere. Deci, diferența numerelor 7 și 3 este 4. Creați exercițiul prin care veți afla numărul de gutui rămași. 9 minus 2 este egal cu... Apelez la riglă, fiindcă am descăzutul 9, pornesc de la 9, scăzătorul 2 îmi arată că trebuie să fac 2 salturi spre stânga, 1, 2, în dreptul cărui număr s-a oprit numărătoarea. Deci, diferența numerelor 9 și 2 este 7. Creați exercițiul prin care aflați numărul prunelor rămase. Să verificăm. Erau 8 prune, 4 dintre acestea au fost date sau mâncate. Exercițiul corespunzător este 8 minus 4, este egal cu... Puteți folosi rigla pentru a afla răspunsul corect. Priviți și verificați. Deci, diferența numerelor 8 și 4 este 4. Dacă din cele 5 bomboane care erau pe masă, 4 au fost mâncate, câte au rămas? 5 minus 4 este egal cu... A fost ușor de data aceasta, dar voi verifica utilizând rigla. 5 minus 4 este egal cu 1. Am rezolvat corect? Firesc, suntem de laudă! Astăzi ați fost isteți și descurcăreți, dragii mei.
Am învățat operația de scădere și cum se numesc numerele la scădere. Am învățat să creiem exercițiile de scădere și să le rezolvăm. Vă mulțumesc pentru atenție și pentru participarea activă. Vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând, dragi copii!